Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LGH Gamer și astăzi deschidem din nou după o perioadă foarte, foarte lungă pachetele de la Division Rivals. Avem Division 3 Rank 1 pachetele. Hai să-i dăm bătaie repede, repede de data asta. Deschidere live. Nu a fost înregistrat, acum le deschid. Până la pachetele de la Division Rivals, avem aici pachetelul acest rar mega pack de la Seasons, de la levelul de la Seasons. Mai avem 3 levele, poate reușim să prindem un acest 87, neimportant, nu o să-l folosim sau ceva. Da, niciodată nu știi când te pleznește de un SBC-ul. Deschidem acest rar mega pack să vedem dacă vine ceva. Avem Inform Walkout de la Shakhtyor Rakitski de 84. Ok, not bad, not bad at all. Și în spatele Informului un Toni Kroos, un Fekir și un din asta nou Miller canadian fantasy foot. Bun pe interception, nu-i rău și jumping, n-arată rău cartul ăsta, fiți atenți, că n-arată rău, absolut, absolut deloc. Și poate să primea, poate să urce bine, bine de tot, nice, nice, chiar very nice din punctul meu de vedere. Nu-i scump, e undeva la maxim 18.000, cred 20.000 pe acolo. Și un Toni Kroos de 88 și un Fekir, bă, foarte bun acest pachetel random. A venit și SBC-ul lui Hagi de World Cup, îl vom face pentru că este Gheorghe Hagi. Anul trecut cardul lui a fost insane de bun. A fost insane de bun. Chiar dacă îl fac anul ăsta, cu siguranță nu are loc Pirlo, Aluvairan, n-are unde să intre Hagi. Dar pentru că este Hagi, nu am cum să nu-l fac. Din păcate, agility și balance-ul lui este micuț, dar i-ai dat un chemistry style bun și trecem mai departe. Avem un Bastoni și un Luis Alberto 83-84, o să băgăm aici frumos să nu-i pierdem și începem să facem frumos SBC-ul lui Hagi. Și avem pachetul ăsta de la SBC-ul cu Hagi, nicio speranță din el, ceva small, electrum, nebunie. Hai să vedem dacă vine ceva, cum mă gândeam, nimic, Brazilia, Leme, Arsenal, domnul Gabriel Martinelli. Bun, mergem să luăm premiile de la Division Rivals. Mergem pe clasicele untradeable, 6 pachete. Avem nevoie de fodder pentru a-l face pe Hagi. Division 3, reward-uri, mai un pic de Divizia 2. Trebuie să dăm tare în 6 zile, câte 5 meciuri pe zi, cred, și să ajungem la cele 90 de meciuri, să avem joia viitoare pachete blană bombă. Și avem simplu, le luăm pe rând, Jumbo Premium Gold Truck. Primul pachet înseamnă nimic, din nou brazilian, RV de la Benfica, David Neres. Al doilea pachet, Jumbo Premium Gold Peco Inform, ok, nu este walkout, deci înseamnă 79, Saleng. Iar în spatele lui se poate afla nimeni altul decât nimeni, dar absolut nimeni. Jumbo Premium Gold Players, hai să vedem, deci aici ar trebui să fie numai jucători. Avem stânga-dreapta Luminițe, Spaniol, deci nu e bine, deci este ok, Parejo de 86, ok, decent, un 86, nu ne putem plânge. În spate cu un Ricardo Pereira, Morata, Martial, Lindelof, decent. Chiar dacă nu e foarte, foarte mult de capul lor, nu îi pierdem, ne ducem, avem acest 78 player pick, îi băgăm aici, nu pierdem niciun jucător. Bun, am făcut picul, i-am băgat pe ăștia în club și din pic ne vine un Inform, Sesco,
Păi da, așa se fac afacerile, 78 plus 82 inform. Despre ce vorbim? Mergem mai departe, Jumbo Premium Gold Players. Oh, special, dar nu-i, of, nu-i walkout, este de seres. Habar, nu am, nici nu știu la ce echipă joacă, pare a fi ceva echipă croată, poate ceva în spatele lui, nu știu, Mbappe? Sigur, Claudio Lopez. Ce ești tu, omul meu? Cyril Deseres, Nigeria, e nigerian. Omul meu este nigerian și joacă la Cremonense, Domestic Man of the Match. Ok, sure. Și din nou avem de făcut un player pick. Totul se reciclează, totul merge la mai bine. Bun, cu ăștia pe care i-am prins acum de Round Applicate am făcut SVC-ul ăsta Teamwork, din care primim un Premium Gold Players Pack. Ok, good, good. Cred că putem să facem destul fodder pentru ăsta. 84 plus ăsta este foarte, foarte tentant. Îmi vine cumva să bag aici ca să fac Hagi, nu întâi să fac Hagi și apoi să bag aici. Nu știu încă exact care va fi tactica. Bun, încă 4 pachetele, avem un 2 rare gold player spec. Hai să vedem din ăsta ce vine, nimic. Ăsta au venit de la Pulisic, ok? Au venit din SBC-ul de silver de la Hagi. Pulisic și Mena măcar sunt tradable. Și băgăm și acest Premium Gold Player Spec, 12 jucători, 3 rari, din care ne vine nimic. Ok, Rui Patricio de 82, nu e chiar atât de nasol. Și măcar nu avem duplicates. Ne băgăm cu ultimele forțe către un rar player spec, 2 rar player spec, din care vine un inform fiind walkout de la Roma. Domnul Mancini este aici cu noi, 85 in form, senzație de zile mari, senzație de zile mari, îl avem pe domnul Gianluca Mancini. Și ultimul pachetel pe acest video, din nou un rar player spec, hai să terminăm cu bine. Luminițe stânga-dreapta, domnul Chic de 85, ok, hai, merge. Dar asta nu-i walkout sau unde e? N-ar trebui să apară și domnul Chic, e 85 sau 85, nu, 85 nu-i. Că Vardy nu mai e, da? Într-adevăr. Și din nou un infor, din nou Luis Alberto, Araujo, Akanji, Kolumuani. L-am terminat și pe Gheorghe Hagi, îl avem pe Hagi, World Cup Icon în club. N-a fost greu, a fost simplu, mai trebuie să cumpăr 2 jucători, doar am avut restul în club și este primul World Cup Icon de la mine, de pe cont, Hagi 90. Foarte bună rezervă, o să intre de pe bancă și o să facă ravagi, promise you, promise you, promise you. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video, am avut pachetele Icon, walkout peste walkout, informi, pachetele speciale, carduri speciale. Până data viitoare, apasă un like, apasă un subscribe, dă un comentariu și nu uita, joacă FIFA, căci nu vrei să fiu eu mai bun decât tine. Te-am pupat, ciao!